Hei, salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Suntem la Porumbei. Ăștia, Cleopatra și cu Kingu și Carapaie acolo. Deci probabil oricum se aleargă și nu va mai dura mult până va trebui să ouă. Încotre sunt mari noutăți, așa nu prea avem. Să vă mai arăt Porumbei. Uișor că nu vi-am mai arătat de ceva timp. Nu avem gutavul list. Avem Vioriu. Avem aici balana aia. Nu prea focusează. Focusează, dar nu... nu se vede din cauza că bate lumina. Acolo avem bălțatul. Na, ce prost ești, mă. Bă, ce prost ești. Da. Hai. Așa, aici avem... Îl avem pe Yeti. Fata lui Yeti. Aici avem gutava din prima serie. Și să vă arăt puișorii. Avem aici, opa, acest cutiu roșu. Ok. Un roșu foarte frumos. Sper să-mi trăiască. Să nu se întâmple și cu el cine știe ce. Uitați cât de bine este hrănit. Deci la cât de bine e hrănit zici că e standard. Ok, aici avem la Viorie. Avem acest puișor. Și îl uitați cât de bine este hrănit. Ok, uitați. Nu știu încă ce va fi, ori un Vioriu, ori un negru. M-aș bucura pentru un negru, însă va fi, uitați, ceva, nu știu cum să vă arăt. Uitați să-l scot mai aici. Va fi ceva cu list, uitați. Nu știu cât de bine se vede. O să vedeți când va mai crește. Ok. Ok. La roșii avem și la ea un roșu. Foarte frumos și foarte bine hrănit, uitați. Da, uitați cât de mare este, mami. Și asta seamănă cu masa, adică e mult mai spre roșu față de cel de sus. Este un roșu exact ca maică sa, list. Coada un gri. O minunăție de puișor. Dacă asta va fi femeie și cel de sus mascul sau invers, nu contează. Ei voi băga în pereche. Să am pereche de roșii. Dacă nu, o să o bag pe maica sa cu el, dacă el va fi mascul. Pare a fi femeie, sincer. Și ea la fel. Însă vom vedea că după ce va mai crește. Aici avem cuca. De... din Yeti și din lista aia de a plecat. Ok. Și aici avem o noutate. Se vede acolo. Un puișor. Al doilea a ieșit ieri, ăsta a ieșit azi. Și cel de ieri a ieșit direct mort. Sau nici nu știu ce s-a întâmplat. Ori l-a fi călcat Yeti, ori nu știu. Din câte vedeți, Yeti e pe burtă galben, gen de la galbenul ăla de la ou, deci nu s-a format puiul bine, sau nici nu știu. Am acolo un puișor, e bine, va crește, îl va crește foarte bine. Și deci voi avea pui din el, din el și din vieria aia, din regina, cum îi spun eu. Ok. Și să sperăm că mi-l va mai scoate. Pe ea, ei doi sunt singura serie pe care mi-e lasă să scoată câte un pui doi, să zic așa. Pe ei nu o să-i mai las, chiar dacă acum nu o să-i mai las. Pe ei nu-i mai las, ei nu-i mai las. Deci doar pe Yeti și pe regina îi voi lăsa. Să-mi o... da, trebuie să le dau și drumul. Nu o să vă mai filmez pentru că și așa nu zboară pe deasupra, că să-i se duc... se duc spre gârlă, cum avem noi aici, și nu zboară pe deasupra casei, deci nu o să vi pot arăta. Am încercat ieri să fac un videoclip și am stat, cred că un sfert de oră și porumbeii tot n-au venit din zona aia.
Deci n-am putut să vă filmez mare lucru. Bine, cu zborul, că așa v-am filmat exact aceleași noutăți, doar că cum îi spune, erau ouăle ciocnite, nu ieșiseră nici măcar puiul care e mort. Da. Păi cam atât cu acest episod. Noi ne vedem data viitoare. Baftă!